Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un membru de bază al clubului, de aici din Îndunica, domnul Andrei Cătălin, membru al tandemului Andrei Cătălin. Vă salut, domnul Andrei, ce faceți? Cum a mers îmbarcarea astăzi? Bine, frumos. Câți ați adus? Câți porumbe? 10 masuri, 9 femele. Și la echipă ce a spus? Încă nu, acum mai îmbarcăm, urmă să îmbarcăm, dar o să punem 3 masuri, 2 femele. Adică simținui că ar fi mai bine. Așa e. Încercăm să facem. Pregătiți exemplar toți, nu? Obligat. Am înțeles că zburați în tandem cu fratele dumneavoastră. Da, fratele Andrei Cătălin, dacă el a scris. Bravo. Și în țară momentan merge binișor. Cum aveți până acum chiar? Zic că e destul de bine. Te-ați mulțumit? Avem în primii 10 cam etapă de etapă, pe lansare. Bravo, pe lansare. Primii 15, primii 20, undeva acolo. Bravo. Dar e început, acum să vedem demifondurile acum, că astea sunt mai importante pentru noi. Deci demifondul vă place să zburați cel mai mult, nu? Cel mai mult demifondul, da. Da. Fondul, dar demifondul cel mai mult. Cu ce numeri zburați? Până acum am zburat 95, acum dacă băgăm 19 la fond, rămâne diferența, a fost 70 ani țară. Oh, bun, aveți. Cam acolo suntem. Marco. Cât timp petreceți printre porumbei pentru pregătirea lor în timpul sezonului? Din punctul de vedere, munca cea mai importantă. Este? Să ai sânge bun de porumbel. Și timpul de ei. Timpul de ei, dar când ne permite și nouă serviciu, că suntem cu serviciu ambii, dar pe rotație... Da, aveți, lucrați în ture, așa să zic, vă completați reciproc, nu? Ne completăm unul pe altul, că altfel nu reușim. Da. Concurența e puternică, pe București se știe, niciun fel de problemă. Da. Să sperăm că o să fie bine, dar e greu, e foarte greu. Și la noastră, clubul e unul foarte puternic. Foarte puternic, da, sunt crescători puternici, Stănescu, Cosmin, sunt. E domnul Enache, e domnul Stelică. Da, redutabil, nu așa, sunt, da. Sunt, care, să nu uităm că ei sunt pe intrare față de noi. Da. Și trebuie să ne luptăm un pic cu ei. Da. Să le punem probleme, să zic așa. S-a cu puișorii cum stați la momentul ăsta? Aveți acasă? Pui. Pui, da. Pui avem prima serie deja afară, de ceva timp. A doua serie aproape că încercăm. Scoateți mulți? Cam la 140 de pui scoatem pe an. Din câte perechi de matcă? Din 40 de perechi. Aveți. Atât avem la mat cu 40 de ce activitate puternică la noastră, deci, acolo. Cam în permanență stăm mai mult de ei, dimineața până seara. Seara un pic ne odihnim și luăm din loc. De aceea spuneți-mi, vă rog, moșteniți pasiunea asta cu lămbofilă de la cineva din familie? Nu. Fratele a început de mic, la clasa a 5-a, a început acea plăcere asta de la un vecin, să zic așa, a luat 2-3 porumbei. Și de acolo a început toate nebunile. Ați început să-l urmați și în altă, ați intrat în horă. După revoluție, noi zburăm din 88. După revoluție, din 94 au început rezultatele, undeva din 94-95. Și apogeu am avut prin 99-2000, când am avut porumbei 10-11 porumbei pe țară la expoziție. Tot la demifond a fost? Acolo, da, demifond. Am avut o singură porumbiță la viteză, locul 4, dacă nu mă înșel. Restul pe demifond a fost, tot pe demifond. Da. Și de 6-7 ani am încercat și fondul acum, încercăm să jucăm și la fond. Anul trecut am avut un porumbelul masculin cu două etape foarte bune, dar n-a prins o patria să fac categorie. Să sperăm că anul ăsta reușim categorie. O să fie mai norocos. Da, forțăm. Noi încercăm, dar acum să ne putem. Porumbei de unde aveți? Ca și origini, fița mobilă. 90%, zic așa, 100%, aproape de 100% caza cu Alexandru. La Sandu, nu? La Sandu, da. Caza cu Alexandru, marea parte din porumbei. Mai avem câțiva porumbei rămași ai noștri, dar marea parte de la ele. Ce preferați să vă introduceți la matcă? Păsări aduse de afară sau dintre zburătorii noastre de top? În mod normal, acum aș vrea să scoatem din zburătorii noștri și să băgăm la matcă. Pentru început, acum am luat de la Sandu, care porumbei sunt marea parte, după cum să știți, sunt atunci de afară, pe linie bune de porumbei. Da. Să sperăm că legăm ceva la porumbei noștri de concurs, care zburăm noi și îi testăm, ca să ne formăm matca din ei. Dar ușor, adică schimbarea se face treptat. Da, îmi dau seama. Nu se poate brusc. Sunteți răbdători cu porumbei, niște crescători răbdători sau? În general suntem răbdători așa, dar nu mai mult de 3 ani. Deci la porumbei, la cei de marcă vreți, mai mult de 3 ani nu le dăm șanse. Ce zburătorii se aduc singuri când, nu? Obligatoriu, da. Deci ei zbor 12 din 12, fondurile toate, care rămân, după care selecție după ce rămân, în funcție de clasări. Da, ține-i, nu vă jucați, adică, da. Nici o etapă nu sunt. Nu contează timpul, nu trebuie să zboare. Și noi muncim cu ei și ei trebuie să muncească. Așa, faceți niște eforturi mari. Fantastice, fiindcă e și serviciu, e greu cu serviciu. Așa. Te învoiești, mai ții concediu, mai ții ca să poți să stai în perioada asta cu ei. Uitați, îmbarcări, în general, vinerea, în funcție de timp. Da, așa e. Și trebuie să te învoiești. Sâmbăta e bine, dar nu se poate, vedeți timpul cum ești. Da.
Familia vă e alături sau? Este, dar are cotru. Cu doi bărbați. Așa ne-a preluat, așa ne-a preluat cu probleme. Ne cunoaște și nu avem probleme, nu, e bine. Suntem, ne înțelegem reciproc. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Mare drag și altă dată. Și vă doresc mult succes. Sănătate mult. Baftă. Să trăiți.